Parcul Eugen Ionescu din centrul vechi al orașului este unul dintre cele mai frumoase și pline de istorie locuri din Slatina, fiind denumit după cel mai mare scriitor al teatrului absurdului, care s-a născut aici. În prezent a devenit o tradiție pentru locuitorii orașului să viziteze acest parc în zilele toride de vară, pentru a se refugia de căldura copleșitoare a soarelui și pentru a se bucura de câteva momente de liniște în natură la umbră. Stau în zonă și trec mereu. Deci e foarte frumos, pentru copii mai ales, e nemaipomenit. Merită. Avem nevoie de verdeață, de umbră și e foarte bun venit aici. Este bine și vara că e umbră. Este bine că este umbră, este apa, da, foarte bună și verdeața asta care ne înconjoară, parcă te ușurează așa, îți dă speranță, îți dă sănătate, cum să zice. E frumos, e prima dată când intru în el, că nu sunt de aici. Am venit pe la fată și e destul de ok. De unde sunteți? Sunt de la București. E răcoros, omii, e frumos. Venim după antrenament aici la fotbal, de obicei. 10 de trecători străbat zilnic acest parc. Indiferent că se află în trecere sau se opresc pentru câteva momente să admire frumusețea naturii, cu toții mărturisesc că este unul dintre cele mai îngrijite și bine întreținute parcuri din oraș. Ok, din punctul meu de vedere. Totuși e un parc întreținut, mult mai reușit, mult mai liniștit, cu foarte multă verdeață. Fiecare zi, cu soția, dar acum sunt singur, cu copii. Înleagăn, ne plimbăm, ne mai ducem la o înghesată, la un suc, după aceea și acasă. Ce vi se pare cel mai frumos la acest parc? Cel mai frumos, gărdulețul amenajat și curățenia. Angajații Serviciului Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Slatina au grijă mereu ca acest parc să fie menținut într-o formă foarte bună pentru ca slătinenii să se poată bucura de el.